Salut tuturor! Astăzi am pornit vlogul un pic mai târziu, asta pentru că am avut cursuri de la 8 până la 12 și după ce am terminat cursul am mai avut un eveniment online de la facultate de la noi, așa, care a durat cam până pe la 2 sau nu știu la ceas, nu știu ceva, 2, ceva de genul ăsta și de-abia acum reușesc să vorbesc cu voi. A ieșit soarele și azi și mă bucur foarte mult. Nu am făcut mare lucru, că, na, dacă v-am zis că am fost ocupată cu facultatea, să știți că am băut din chestia asta, white chocolate mocha, și să știți că e foarte bun. Vreau să povestim un pic despre ce s-a întâmplat aseară, pentru că după ce am închis vlogul, am meditat, am pregătit tot, eram cât pe ce să mă apuc să mă demachez și mama mea să nu mă demachez, că plecăm la prietenii noștri, cei care m-au găzduit de atâtea ori la București și cărora le mulțumesc. Și am stat, a fost foarte frumos pentru că nu știam, adică eu am crezut că mergem la Genoveva, la bunii, cum îi spun eu, să stăm de vorbă una alta, dar când colo-colo era toată familia, era și Alexandra, draga mea prietenă, pe care o tot menționez pe aici, cu soțul, cu tatăl și cu băiețelul ei minunat Joachim. Și m-am bucurat foarte mult, adică am simțit într-un fel că sunt și ei acolo, deși ei au vrut așa să fac un complot, să nu aflu, să fie o surpriză, dar până la urmă m-am prins. Dar nu nimic și, în fine, Alexandra a venit iar încărcată cu o grămadă de cadouri, lucru pentru care îi mulțumesc și vreau să vi le arăt și vouă. Am sacoșa asta de la H&M, care este imensă și, în primul rând, vreau să încep cu frumusețea asta de bluziță pullover mauve. Deci, Cum să arăți așa? Este foarte, foarte frumos, e superbă. Pe spate e simplu, albă. Este de la H&M. Din câte am văzut, nu știu ce mărime a luat. Nu știu, în fine. Dar are și o floricică sau mai multe? O floricică. Bine, mai multe, de fapt. Mov. Deci când am văzut-o, doamne, deci super. O să se asorteze foarte bine cu cercei pe care i-am primit eu de la Mihaela Emilia. Are și o încălare de opte, pup, draga mea, mergeți și la ea. Și are mâncile astea așa puțin mai lărguțe, mai mare așa, dar îmi place la nebunie. Și pe lângă asta am mai primit și un set foarte, foarte drăguț. Ea a spus că a luat de la Pepco. Se numește Berry Champagne Scented Candle și hai să-l deschidem pentru că aseară am venit destul de târziu, pe la 10 așa acasă, cred că am ajuns, plecați de la 8. Și n-am deschis pentru că am vrut să deschid aici cu voi pe cameră, dar trebuie să mă chinui că... Da, și mă bucur foarte mult că au venit și am stat și cu Bubu, pentru că noi așa îi spunem. Lui Joachim îi zicem Bubu. Și am făcut și câteva poze. Foarte drăguț a fost. Hai că reușesc, cred, până la urmă să deschid, fără să rup ceva. Ceea ce e impresionant. Wow, deja se miros. Deci așa arată. Și avem două lumânărele. Că erau prinse foarte bine aici. Două lumânărele. Doamne, bine miros la fel, da. Doamne, cât de bine miros. Miros foarte bine. Se numește Flora Berry Champagne. Ok. Pentru cameră, știți, în care băgăm bețișoare, dar nu știu că sunt și bețișoarele. Bă, da, sunt și bețișoarele, eu nu le văzusem. Vai, deci, dacă ați ști cum miros astea,
Doamne, cum miros! Miros foarte bine. Mulțumesc mult, Alex. Dacă te uiți, de fapt, știu sigur că te uiți. Așa. Foarte, foarte drăguț și bine, pe lângă asta și mami a primit ceva, tati a primit dulciuri, că el este cu ele așa din familie, bine, și mami, bine, și eu am gustat ceva de acolo din punguță, dar astea miros, oh, incredibil, înțelegi? Dacă mai așteptam un pic, le includeam în clipuri cu lumânări pe care le dețin. Și acum mi-am mărit colecția cu aceste două lumânărele. Vai, foarte bine miros. Am ceva, adică Ralu M, pe care o pup, mi-a sugerat să pun la baie. Până acum nu pusesem la baie lumânări, eu mai aprind în bucătărie, după ce gătesc și bine aerisesc și așa, aprind în bucătărie și se simte foarte bine mirosul lumânărilor. Dar uite, acum o să pot pune și la baie cam chestii din astea așa. Și aseară după ce am ajuns acasă, evident că m-am uitat la un serial, la un film, am vrut să zic, nu știu cum e. Deci că am mai făcut YouTube de 1000 de ani. Și mi-a plăcut foarte mult. Stați să deschid eu laptopul să vă zic exact cum se numește, pentru că nu mai știu. A, gata. Filmul s-a numit Cred în Moș Crăciun. Și mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte drăguț. Practic, filmul începe cu o tipă care este scriitoare, adică scrie la un ziar, cred. Și face un articol despre 1 iulie, chiar în care menționează că sărbătoarea de 4 iulie, de fapt, da, de 4 iulie, nu știu ce am zis, cred că am zis 1 iulie. Sărbătoarea de 4 iulie este mai frumoasă decât cea de Crăciun. Dacă, în caz că nu știți, 4 iulie este ziua Americii, practic. Și, în fine, după treaba asta, ea avea o fetiță și își duce fetița la un fel de concurs sau ceva, nu mai știu ce era acolo. Fetița trebuia să danseze pe o scenă împreună cu alți colegi de ei. Doar că în timpul, adică până să înceapă spectacolul, ea se pierde de grup, fetița se pierde de grup și ajunge să stea cu un tip până când vine mama ei să o ia. Ei, în momentul în care vine să își ia fetița, se întâlnește cu tipul ăsta, tipul ăsta se îndrăgostește de ea și de aici pleacă totul. Ideea este că tipul respectiv crede în Moș Crăciun. Și mai multe nu zic pentru că nu vreau să dau spoilere, dar mi-a plăcut foarte mult, a fost foarte, foarte drăguț și chiar vi-l recomand. De asemenea, se găsește pe Netflix. Având în vedere că azi am avut cursuri până târziu, până destul de târziu și treabă cu facultatea, nu mi-am pus nimic în plan. Ideea era să mergem să vedem luminițele, să vă filmez luminițele de la noi din Brăila, doar că a intervenit ceva și nu știu, nu cred că mai mergem azi. Dar dacă mergem super tare, dacă nu, asta e next time. Vreau să vă mulțumesc pentru aprecierile legate de cum a arătat pizza mea aperitiv de ieri. A fost foarte bună, deci dacă vreți să încercați, do it, pentru că e super ușor de realizat. Acum vă las un pic, mă pun și o să văd dacă mai am comentarii să răspund la ele și ne auzim noi imediat. We come together to say
Yes, I am on my way.
Gata, am ajuns acasă. Am fost să vedem în sfârșit luminițele. Și a fost foarte frumos. Să știți că mi-a plăcut foarte mult chiar bradul față de anul trecut sau acum 2 ani. Mi-a plăcut mai mult parcă. Uite, chiar o să mă uit în vlogul de anul trecut să văd cum a fost. Dar a fost drăguț, foarte frig afară, extrem de frig, mi-a înghețat nasul. Am făcut niște poze, de fapt mi s-au făcut niște poze foarte, foarte drăguțe. Mulțumesc Adi și mulțumesc Alex, evident, Alexandra, prietena mea, adică prietenii mei. Am o problemă cu a spune prieten. Mă emoționez, vreau să zic foarte repede și mi iese prieten, prieten. Așa, dar ei sunt prietenii mei. Așa, și am zis că gata, am echipă, pentru că m-au ajutat și cu filmatul și să mă filmeze pe mine și să-mi facă poze. Adi mi-a făcut poze pe care le voi insera pe aici, pe undeva. Și le mulțumesc foarte mult că au mers cu mine și a fost foarte, foarte drăguț. Ne-am dus și puțin prin centru, dar nu pot zic că era cine știe ce așa, dar v-am filmat și de pe acolo. Iar acum am ajuns acasă, nu știu câte ceasul, sincer. Vreau și o să mă pun să editez și să închei seara cu un film corespunzător, domnule. Și gata. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Spuneți-mi cum mi s-a părut... Cum mi s-au părut luminițele de rând din oraș. Nu uitați să-mi dați un mare, mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar pe motorul de clip, să te superbă! M-am pat! Pa!